Conform statisticilor, cum spuneam și la început, dumneavoastră sunteți 8.100.000 de telespectatori care urmăriți fie și un minut acest post de televiziune în fiecare zi sau când aveți timp. Sunteți 8.100.000 care vă uitați la acest post de televiziune din diverse motive, fie că vă place ce se întâmplă aici, fie că nu vă place, fie că urâți o persoană sau adorați o altă persoană care apare pe acest post de televiziune. Revenim în direct în această seară de 12 septembrie 2008, o seară foarte, foarte specială, o seară în care noi împlinim 6 ani de la prima închidere a unei televiziuni în Europa. O închidere despre care dumneavoastră, telespectatorii mai tineri, poate nici nu știți foarte multe, poate nici nu ați auzit, dar este momentul ca toată lumea din nou să audă despre cele întâmplate acum 6 ani și, într-un fel, sigur, membrii CNA-ului, cei care atunci semnau această decizie și care au supraviețuit între timp, pentru dânsi este un moment aniversar, un moment de petrecere. Pentru noi, sigur, este un moment comemorativ, un moment în care trebuie să ne readucem aminte, să învățăm istoria, nu-i așa, să ne cunoaștem trecutul pentru ca să nu se mai întâmple niciodată așa ceva. O să revenim la cazul din Drumul Taberei, un caz care, iată, s-a întâmplat ca astăzi să fie adus în atenția opiniei publice. În zilele trecute n-am putut foarte mult să discutăm despre cele întâmplate în mafia din presa română, fiindcă evenimentele, vedeți, și se precipită și, evident, mai presus de orice, punem interesul dumneavoastră, interesul telespectatorilor, mai presus de interesul nostru. Noi aici, ca realizatori, ca producători a acestor emisiuni, eu ca proprietar al acestui post, am, desigur, pe lângă acest interes al dumneavoastră, la care trebuie să mă supun și să mă subordonez seara de seară, am și interesul să țin stația în funcțiune, stația de emisie, să o țin vie, cu orice preț, cu orice efort financiar. Numai că în ultimele luni de zile suntem supuși la o adevărată agresiune, ați văzut și dumneavoastră, din partea unor membri ai CNA-ului, din partea instituției ca atare, fiindcă dânsii atunci când sunt 6 sau cel puțin 6 și votează deopotrivă, ne pot da nouă amenzile maxime prevăzute de lege, adică 250 de milioane de lei. Toate aceste 250 de milioane adunate și iarăși adunate au ajuns la astronomica sumă de 1 milion de euro în acest an, în ultimul an în care OTV-ul a trebuit să plătească toate aceste amenzi. Țineți minte, noi contestam amenzile până nu de mult, când cei de la CNA au hotărât într-o nouă, să spunem așa, anexă a legii, o nouă anexă anti-OTV, să spună că, indiferent de rezultatele în instanță, indiferent de felul în care noi contestăm sau nu, amenziile trebuie plătite imediat, ceea ce, desigur, a trebuit să facem. Trăim încă în România și trebuie să ne supunem legislației românești. Și am început, evident, să plătim toate aceste amenzi, inclusiv amenziile din urmă, care erau în curs de judecată. Toate aceste sume, pentru un post mic ca noi, au devenit astronomice și ne pun pe noi, sigur, în chiar și în această posibilitate de a stopa emisia din lipsa resurselor financiare. O să vă fac imediat o descriere a peisajului audiovizual românesc, ca să înțelegeți mai bine, și apoi am să fac o scurtă introducere din 1990 până acum pentru toți telespectatorii noștri, așa cum vedeam și ieri pe aceste statistici făcute de institutul care măsoară audiențele. Telespectatorii noștri sunt din ce în ce mai tineri, sunt în special domnișoare sau doamne. O să vedeți toate aceste cifre la momentul potrivit, fiindcă am să încerc seară de seară, până când cei 6 membri, sau poate întreaga instituția CNA-ului se va desfința, până când cei 6 membri vor pleca de acolo, își vor da o demisie normală de onoare, sau vor înțelege această situație care se impune, iată, până când toți acești oameni vor face aceste lucruri, vom continua toate aceste dezbateri, chit că vă vom lua din emisiunea noastră preferată câte un fragment orar mai mic sau mai mare. Totul a început pe semne de la aceste sancțiuni. Sancțiuni cu care acești membri ai CNA-ului considerăm noi oameni care, sigur, nu respectă legislația audiovizuală. O să vă spun și de ce. O să vă dau și detalii, sigur, poate mai puțin captivante pentru marele public din sările de instanță. E bine, acești membri ai CNA-ului au spus că atunci când ne amendează, ați văzut acel text ieri care a rulat pe ecranul nostru timp de 3
ore, împușcă două iepuri. Odată ne ajută să intrăm într-un faliment din punct de vedere financiar, pe de altă parte ne ajută să pierdem publicul. Numai că și aseară, reamintim, a fost a treia întrerupere de trei ore dictată în acest an, într-un mod, spun eu, samavulnic, și aseară cartonul acela negru cu acel text absolut grotesc a înregistrat cote de audiență nebănuite, adică mai mari, de exemplu, decât la televiziunii publice, Televiziunea Română, care cheltuie din banii dumneavoastră aproximativ 8 milioane de euro lunar. Ei bine, în timp ce emisia Postului TV era întreruptă, audiența era de 1,3, sigur, o veste foarte, foarte neplăcută pentru președintele Consiliului, pentru vicepreședintele Consiliului și pentru ceilalți membri care au dictat această întrerupere de program. După cum vedeți, în același timp, sigur, erau televiziuni care se bucurau și încasau poate mai multă publicitate și aveau mai multă audiență, dar erau și televiziuni care făceau audiență mai mică decât cea scontată de membrii Consiliului. Acest lucru nu s-a întâmplat doar la ora pe care vă prezint, ci de-a lungul tuturor celor trei ore. Mergând mai departe pe această situație, observând domeniile lor, presupunem că nu dau mari rezultate aceste întreruperi maxime prevăzute de legea românească și aceste amenzi maxime prevăzute de legea românească, amenzi de 250 de milioane de lei, s-au gândit că ar fi mai bine să mărească cuantumul amenzilor la 1 miliard de lei, pentru ca probabil Postul OTV să aibă și mai mulți bani de plătit. De asemenea, văzând că toate aceste întreruperi probabil nu și ating scopul dictat de către mafia din presă, mafia din audiovizual, oamenii, acești oameni din CNA, repet, nu vorbim chiar de toți membrii ai CNA-ului, nu vorbim încă, fiindcă avem această situație pe care trebuie să o recunoaștem, nu toți au votat în felul acesta în toate ședințele în care noi am fost supuși acestui oprobiu din partea domnilor lor, nu și din partea telespectatorilor. Ei bine, toți acești oameni s-au gândit că n-ar fi rău să dicteze o înjumătățire a licenței de emisie. Am în față un comunicat Mediafax, în care vicepreședintele Consiliului, domnul Radu Teodorel, spune că se gândește serios să reducă jumătatea licenței de emisie, să reducă ca durată licența noastră la jumătate, adică la 4 ani și jumătate. Trebuie să știți că o licență de emisie în România are o durată de 9 ani, ea se prelungește de regulă automat, probabil că nu va fi asta și în cazul nostru, fiindcă avem de-a face cu un istoric foarte, foarte interesant în cadrul relațiilor dintre noi și autoritatea acestui stat român, adică acest Consiliu Național Audiovizual, această cenzură, să o denumim așa, ca să ne fie mai ușor de discutat împreună cu dumneavoastră telespectatorii pe parcursul acestui serial. Ei bine, domnul Radu Tudorel, vorbind despre faptul că poate să reducă licența la jumătate, lasă să înțeleagă că, de exemplu, în data de 15 octombrie, când noi vom face 4 ani și jumătate de la revenirea în casele dumneavoastră, postul nostru ar și putea dispărea ca stație de emisie din cauza faptului că licența noastră are 9 ani și 9 împărțit la 2 fac 4 ani și jumătate. Prin urmare, dânsii, probabil cu mințile lor ascuțite, cu inteligența lor extraordinară, au făcut această socoteală simplă de împărțire, 9 împărțit la 2, 4,5. O să vedeți că dânsii se pricep foarte, foarte bine, mai ales la operațiune de adunare sau de înmulțire. O să vă citesc la momentul potrivit declarațiile lor de avere. O să vedeți ce averi au cei pe care dumneavoastră i-ați trimis acolo și ce avere aveau înainte de a-i trimite în cadrul Consiliului și ce avere au astăzi după un mandat de 2, de 3, de 4, de 6 ani, fiindcă trebuie să știți, în cazul în care nu cunoșteați, dânsii și-au lungit cu de la sine putere, sigur și cu voia Parlamentului, toate aceste mandate, deși aveau la început mandate mai scurte, acum le lungesc pentru a-și lungi, desigur, această viață confortabilă în scaunele de la CNA. Mai trebuie spus că acolo la CNA nu există, din păcate, în această clipă niciun membru care să-i făcut în viața lui vreo emisiune de televiziune în direct. Cu toate astea, îi dictează numele dumneavoastră ceea ce dumneavoastră ar trebui să vedeți într-o emisiune televizată, fără să aibă vreo experiență de acest gen. Mai trebuie spus de asemenea că ei se întâlnesc în ședințe doar marțea și joia. Asta este sigur și șansa noastră, fiindcă suntem amendați doar marțea și joia. Vă închipuiți ce s-a întâmplat dacă ar lucra și în restul zilelor săptămânii, ce cuantum de amenzi ar trebui să plătească postul nostru de televiziune. Ei bine, ei lucrează doar marțea și joia, câteva ore în toate aceste zile. Evident, ei n-au lucrat în viața lor de luni până duminică, 8, 9 ore, 10 ore în direct, cum lucrăm noi, și
evident, nu știu absolut deloc ce înseamnă o activitate de televiziune. Interesează însă foarte mult cifrele, interesează foarte mult încasările posturilor de televiziune, cât se încasează pe SMS-uri, cât se încasează pe altă activitate, pentru a ști foarte bine, probabil, cât ar trebui să amendeze un post și cât nu. Imediat am să vă prezint situația financiară, foarte aproximativă, desigur, a posturilor de televiziune românești și un fel de clasament. Am să încerc să traduc toate aceste cifre pe înțelesul dumneavoastră al publicului larg, care evident n-aveți cum să știți ceea ce se întâmplă într-un domeniu de activitate în care nu activați, așa cum nici eu nu știu ceea ce se întâmplă foarte bine în domeniul dumneavoastră de activitate. Dar vă pot spune că așa cum dumneavoastră cei care lucrați în industria de încălțăminte sau în fabricile de conserve sau în comerț sau în temir ce alt domeniu de activitate și dumneavoastră aveți o mafie, presupun acolo, așa cum ne-am obișnuit, ei bine, și la noi, în presa românească, există o mafie, din păcate, care nu a putut fi stârpită până acum. Ba mai mult decât atât, colegii mei, inclusiv colegii mai tineri, s-au bucurat, de exemplu, când această mafie, prin pumnul ei, prin brațul ei de forță, CNA, a închis postul nostru în 2002. O să vedeți în această seară inclusiv fragmente din cele întâmplate în ziua de 12 septembrie 2002, când președintele de atunci al CNA-ului a dictat stoparea activității postului nostru de televiziune. Președintele de atunci, cel care a luat inițiativa, între timp a decedat. Despre morții numai de bine, o să discutăm și despre justiția divină care trebuie să intervină uneori în România, fiindcă justiția de aici, de pe pământ din țară, nu funcționează așa cum ne dorim. O să vă dau detalii incitante despre judecătorii care au judecat aceste procese dintre noi și CNA. Trebuie să vă spun că ele sunt foarte, foarte numeroase și vin, cum se zice, de demult. Am să vă rog acum să aveți răbdare înainte de a trece și la cazul drumul taberei și înainte de a trece și la ceea ce ne doare cel mai tare, ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, să vă fac un scurt istoric al activității aceasta de televiziune din România, ca să înțelegeți foarte bine fenomenul. După cum știți, înainte de 89 erau două televiziuni, era Nicolae Ceaușescu la putere. Nicolae Ceaușescu nu a avut acest CNA, nu s-a gândit să-l facă, deși era un dictator, nu avea un institut de cenzură oficial. Sigur, o să spuneți, poate nici nu era nevoie, erau doar două televiziuni, cu toate astea nu a simțit nevoia să înființeze. În schimb, imediat după 1992, când au apărut primele televiziuni particulare în România, cineva a avut o idee să înființeze un organism de cenzură într-o țară ca noastră europeană, un organism de cenzură la care au renunțat rând pe rând foarte multe țări din Europa și din lume, un organism de cenzură care, nu o să vă vine să credeți, nu mai există în acest moment decât în Franța, în situația în care suntem noi acum în România, în structura pe care o are Consiliul Național Audiovizual Românesc. Așadar, România și Franța sunt ultimele două, să spunem așa, oaze ale cenzurii totalitariste în domeniul audiovizualului. Țările cele mai dezvoltate din Europa, Spania, Italia, nu au avut niciodată așa ceva, fiindcă niciodată cei de acolo n-au înțeles rostul unui asemenea instituții, unui asemenea mecanism, de vreme ce în toate țările europene și în lumea asta avem un cod penal. În baza acestui cod penal, fiecare dintre dumneavoastră puteți da în judecată fiecare invitat de-al meu în parte sau pe mine sau OTV-ul ca instituție și vă veți putea obține drepturile în instanță, în cazul în care vă considerați lezați. De asemenea, fiecare dintre dumneavoastră în parte și cetățenii europeni și ai lumii au la îndemână o telecomandă cu care oricând pot muta postul și pot oricând scoate din grila lor de programe conform programărilor inventate de știința care ați văzut avansează, programele care le puteți face pe televizor sau direct din telecomandă, puteți să nu aveți niciodată un post de televiziune pe care nu vi-l doriți în casa dumneavoastră. Ei bine, deși există o telecomandă și un cod penal în toate țările lumii, cineva a avut această idee a înființării unui organism care să controleze întreaga piață și când zic să controleze, vă dați seama la ce mă refer. Aici este vorba, sigur, de foarte multă șpagă, de foarte mulți bani. O să vedeți lucruri pe care o să le putem demonstra, lucruri pe care nu o să le putem demonstra poate niciodată.
O să vedeți pe parcursul serialului înregistrări audio, înregistrări video, SMS-uri compromisătoare sau nu, dumneavoastră veți decide. Conform statisticilor, cum spuneam și la început, dumneavoastră sunteți 8.100.000 de telespectatori care urmăriți fie și un minut acest post de televiziune în fiecare zi sau când aveți timp. Sunteți 8.100.000 care vă uitați la acest post de televiziune din diverse motive, fie că vă place ce se întâmplă aici, fie că nu vă place, fie că urâți o persoană sau adorați o altă persoană care apare pe acest post de televiziune. Ei sunt 6 membri, ei susțin tot timpul că au fost trimiși acolo de către dumneavoastră și că sunt reprezentanții dumneavoastră și că trebuie să aibă grijă de dumneavoastră. Va veni, iată, acest moment în care noi o să vă rugăm și prin semnăturile pe care o să le dați și prin mesajele pe care o să le trimiteți, prin mail sau prin poștă, să decideți dacă îi mai doriți în continuare pe acești 6 oameni, dacă vreți să mai fie această instituție absolut inutilă, în opinia mea, în România sau nu. Trebuie să vă spun, înainte de a intra în date precise, ceea ce o să se întâmple în serialele următoare, în episoadele următoare, că această instituție a cheltuit până acum din banii dumneavoastră aproximativ un sfert de miliard de euro. Cu acest sfert de miliard de euro se puteau face grădinițe în fiecare din localitățile importante în care dumneavoastră locuiți. Putea să aveți o grădiniță, cel puțin, în fiecare orășel sau oraș mai mare în care dumneavoastră domiciliați. Puteam să avem cu acești bani terminată autostrada care ne lipsește atât de tare între Cernavodă și Constanța. Puteam să avem foarte multe spitale, foarte multe policlinici cu acești bani. Puteam, desigur, să mărim pensiile dumneavoastră ale celor care priviți sau să mărim alocațiile copilor. Nu s-a putut întâmpla nimic din toate astea, fiindcă, ce-i drept, un parlament undeva la începutul anilor 90 a votat înființarea acestui organism și, desigur, n-au nicio vină cei care s-au angajat acolo. A fost chiar o bucurie pentru domnilor lor să aibă mașină la scară, să aibă secretare, să aibă stenografe, să aibă o grămadă de inspectori în teritoriu și zeci și zeci și sute de angajați. O să vedeți fiecare în parte ce face și cu ce se ocupă. O să înțelegeți de ce unii dintre membrii CNA-ului, atunci când vin sărbătorile de Paști sau unii dintre funcționarii de la CNA, atunci când vin sărbătorile pascale sau de Crăciun sau de Revelion, au curtea plină sau casa plină de diverse cadouri, de diverse obiecte sau diverse produse din partea celor care lucrează, trăiesc în acest domeniu și care, iată, așa înțeleg dânsii, ca orice român, ca și dumneavoastră, cei care ne priviți, ca și vecinii dumneavoastră, mai dăm bala doctor, bala polițist, câte ceva, ca să putem trăi. Așa se întâmplă și în acest domeniu. Numai că, iată, probabil cine nu dă, aici încă nu avem niciun fel de dovezi ca să putem demonstra asta și de asta adaug probabil cine nu dă, nu poate trăi. Altă explicație nu avem sau poate aveți dumneavoastră o altă explicație. E bine, Nicolae Ceaușescu nu a înființat acest organism, s-au gândit să înființeze imediat cei care au venit la putere după 1990. Să copieze, de fapt, modelul francez. Imediat după aceea au apărut televiziuni, după televiziuni, Tele 7 ABC, Antena 1, televiziuni particulare, ProTV. În anul 2000, ca să scurtez foarte tare povestea, deși eu mi-am dorit tot timpul să lucrez în televiziune, niciodată nu m-am gândit să-mi fac propria mea televiziune, am fost forțat de împrejurări să creez propriul meu post de televiziune, fiindcă pur și simplu nu puteam lucra în altă parte, nu mai puteam lucra în altă parte, cunoscusem până atunci foarte mulți investitori și aceștia îmi povesteau despre mafia care se întâmplă în acest domeniu, despre banii foarte, foarte mulți pe care trebuie să-i ai, despre zeci și zeci de milioane de euro pe care trebuie să-i ai la îndemână ca să investești în aparatură, în oameni sau în șpăgi. Evident că în anul 2000, când am fost, așa cum v-am spus, împins mai mult de la spate să fac acest demers, dacă doriți într-una din seriile următoare o să intrăm în amănunt și ce s-a întâmplat în perioada 1990 până în 2000 în cariera mea sau în jurul meu. Important este, fac acum o paranteză, că au ajuns în CNA prieteni, colegi sau chiar angajați de-ai mei, care acum au destule voturi împotriva mea sau destule cuvinte jignitoare la adresa mea. Ei bine, în anul 2000 am fost obligat să-mi fac prima mea televiziune, așa mă gândeam eu. N-aveam de unde să știu în ce mușuroi intru, pe ce dinamită deja călcam și ce se va întâmpla în jurul meu. Vă povestesc în această seară doar câteva dintre datele mai importante. N-am reușit să-mi obțin propria mea licență de televiziune, așa cum reușeau să obțină diversi oameni de afaceri sau diversi alți cetățeni care erau la coadă în fața mea sau în spatele meu la ghișeul respectiv.
nu mi-a venit să cred că pot fi refuzat, deși activasem în Tele7 ABC câțiva ani, la televiziunea Supernova câțiva ani și de asemenea la fondarea Antenei 1 la începutul anilor 90. Imediat, pe care de consecință, mi s-a dat să înțeleg că ar trebui să dau bani ca să obțin licența. Cert este că am încercat să mă îndrept către alții cetățeni din România care dețineau licențe la momentul respectiv și nu le foloseau. Erau oameni care creșteau tăurași, oameni care aveau afaceri în agricultură, erau oameni care aveau cu totul și cu totul alte deprinderi, cu toate astea dețineau licențe de televiziune, știam că le-au obținut, nu mi-explicam cum, și am mers către domeniul lor pentru a le achiziționa. Aceștia nu au dorit să-mi vândă licențele respective, fiindcă îmi spuneau că o licență dă bine pe cartea de vizită a oricărui om de afaceri și atunci când ei merg în străinătate, se prezintă și în felul ăsta, iată, avem 1000 de ovine sau de bovine și nu știu câte ferme zootehnice, dar e bine să deținem și o licență de emisie prin satelit. Văzând și acest drum închis, am apelat la ajutorul confraților din presă. Am fost ajutat în anul 2000 de Sorin Roș Castănescu, care deținea o licență de televiziune nefolosită la rândul ei. Acesta mi-a dat firma respectivă, o să o povestesc și amănuntele de rigoare cu altă ocazie, un episod extrem de delicios, să spunem așa, între ghilimele. În momentul când am început emisia, foarte puțin dintre dumneavoastră știu, în anul 2000 și membrii CNA-ului de atunci, era sigur un alt președinte, foarte puțin dintre actualii membri se regăseau în acea structură, s-au speriat atât de tare încât l-au sunat pe Sorin Roș Castănescu, l-au întrebat de ce nu emite el și de ce emit eu. Acesta le-a spus că i s-a părut normal să împrumute licența unui alt jurnalist. Membrii CNA-ului din acel moment au început un război extraordinar de dur împotriva mea personal și sigur împotriva colegilor mei de aici de la TV, fiindcă au considerat dânsii că am făcut eu un subterfugiu, adică i-am sărit pe ei, înțelege ce vreau să vă spun, și am mers direct la un om care primise deja licență de la acești membri ai Consiliului. Trebuie să vă spun că la vremea respectivă domnul Roș Castănescu obținuse acea licență pentru OTV, televiziunea atunci se chema Omega Television, cu unanimitate, cu felicitări, cu pișcoturi și cu o sticlă de șampanie după ședința respectivă, în baza unui dosar, aceluiași dosar tras la Xerox, după dosarul care mie îmi fusese respins, ca să înțelege situația. Deci eu am mers cu un dosar la ghișeul la CNA, ei mi-au spus că dosarul meu nu este bun. Atunci l-am tras la Xerox și pe copertă, în loc de Dan Diaconescu, am pus Sorin Roș Castănescu și imediat dosarul a fost aprobat în unanimitate și cu felicitări. În momentul când le-am arătat cele două dosare, sigur că dânsii au avut următoarea replică: nu poți funcționa fiindcă licența pe care o ai nu este însoțită de un anume aviz tehnic. Până să obținem acel aviz tehnic, a trebuit și atunci, la început, în 2000, să asistăm orice fel de activitate. O să vă spun cu consecințele respective, nefaste pentru noi, financiare în primul rând, umane, o să vi le povestesc și pe acestea la momentul respectiv. Important este că puțin mai târziu am obținut acel aviz și am început activitatea undeva la sfârșitul anului 2001. Am activat atât de bine încât am ajuns undeva pe locul 3 în clasamentele vremii de atunci. Sigur, nu erau atât de multe televiziuni ca astăzi. Înregistram audiențe de 10%, cum se întâmplă și acum în 2008. Repet, în condiții poate unui program mai slab, dar era mai puțină concurență atunci. Evident, când erau doar 3 televiziuni în România, trebuie să înțelegeți, fiecare dintre ele avea 33%, pe urmă când au apărut mai multe televiziuni, iată, fiecare dintre noi aveam 10%, acum sunt aproximativ 100 de televiziuni în România și evident fiecare au în jur de 1%, acea cotă de piață, cum vreți să-i spuneți, acel clasament pe care o să vi-l și schițez acum repede la tablă. Ei bine, în 2001, așadar, după cum bine știți, poate vă aduceți aminte, telespectatorii noștri fideli, postul nostru a debutat cu bine, a câștigat simpatia dumneavoastră, încrederea dumneavoastră, dar imediat cum a ajuns pe locul 3, s-a întâmplat ceva, ceea ce se repetă astăzi și trebuie să învățăm din istorie, din trecutul nostru, ca să ne cunoaștem mai bine prezentul și să ne aflăm viitorul. O să vă spun doar în câteva cuvinte și o să vă relatez într-un episod special, fiindcă este foarte important ceea ce vă voi spune. În 2002, undeva în cursul lunii august, am primit foarte multe oferte de
achiziționa, mă rog, o persoană sau alta acest post de televiziune. Eu, încăpățânat, cum mă știți, nu am vrut să vând, am primit oferte de la cele mai înalte, să spunem așa, nivele. O să intrăm în detalii într-una din serile următoare. Nici de data asta nu am vrut să vând, mi s-a părut fie o glumă, mi s-a părut un episod care poate fi trecut ușor cu vederea. Am spus mulțumesc pentru ofertă, am spus acelei persoane, o persoană care atunci, într-un fel, vă conducea pe dumneavoastră toți, într-un fel sau altul. Niciodată n-am crezut că putem trăi în România asemenea timpuri. Văzusem asemenea scene în filmele cu mafioți, în fine, în filmele cu împușcături. Imediat după ce am făcut acel refuz, era sfârșitul lunii august 2002, în 12 septembrie, exact acum 6 ani, de-aia am ținut să începem acest serial chiar astăzi, în 12 septembrie televiziunea noastră a fost oprită. O să vedeți chiar și fragmente video din ședința de atunci. O să vedeți ce s-a întâmplat imediat după aceea, când foarte mulți dintre dumneavoastră telespectatorii fideli ați ieșit în stradă, într-un meeting de protest în premieră pentru România. Ei bine, atunci, în 2002, imediat cum am protestat telefonic întâi, n-am știut să fac altfel, am protestat și am sunat pe mai mari statului de atunci. Aceștia mi-au dat să înțeleg că totul s-a întâmplat din cauza faptului că nu vrusesem să nu dorisem să vând cu câteva săptămâni înainte. Evident că m-am gândit tot timpul că dacă vreodată voi reuși să câștig procesul sau împreună cu dumneavoastră telespectatorii voi reuși să redeschid OTV-ul, nu voi mai face asemenea greșeli în sensul că nu voi mai sta de vorbă cu mafia la masă. Mi s-a transmis acest mesaj clar că dacă te pui cu mafia o să-ți arătăm noi și atunci m-am gândit că va trebui să fiu mai înțelept de acum încolo în viață și să încerc să am negocieri cu acești oameni atât de periculoși. Oameni pe care dumneavoastră îi cunoașteți sau poate nu îi cunoașteți, dar repet, trebuie să încercați să vă gândiți la ceea ce se întâmplă în domeniile noastre de activitate și probabil o să mă înțelegeți mai bine și la dumneavoastră presupun că există mafie și la dumneavoastră presupun că există oameni răi care vor să vă facă un rău sau altul în activitatea pe care o desfășurați dintre rândurile concurenței sau dintre rândurile prietenilor. E bine, am reușit împreună cu dumneavoastră telespectatorii și împreună cu Uniunea Europeană să redeschidem televiziunea 2 ani mai târziu. O să intru și aici în detalii dacă dumneavoastră veți considera că este interesant. Cert este că la sfârșitul anului 2004, înaintea legilor de atunci, România ca stat a considerat că nu e bine să aibă un steguleț în domeniul acesta al audiovizualului, nu e bine să aibă o problemă. Reamintesc că niciodată în Europa, de la înființarea ei și probabil niciodată de acum încolo, nu s-a închis vreo televiziune, cu excepția televiziunii OTV, închisă în 12 septembrie 2002. Trebuie să vă recunosc că au mai fost două precedente, unul în America de Sud, acolo unde președintele unei țări care deținea o televiziune a închis televiziunea concurentă, dar chiar și acolo, în cadrul unei dictaturi sângeroase, televiziunea concurentă și-a redeschis activitatea în urma protestelor, opiniei publice, în urma protestelor cetățenilor țării respective care au ieșit în stradă. Trebuie de asemenea să recunoaștem că în Moscova, în Rusia, s-a închis o televiziune acum câțiva ani, dar datorită faptului că patronul acelei televiziuni a avut serioase probleme, fie financiare, fie cu legea, cert este că el a fost arestat. Imediat după aceea, televiziunea n-a mai putut funcționa și statul rus, sigur s-au spus foarte multe lucruri despre acea ingerință a politicului în activitatea de televiziune, statul rus a confiscat acea stație și a trecut-o în cadrul televiziunilor publice. Deci au fost, repetăm, două închideri, sigur, cu detaliile de rigoare, cu cântec fiecare, una în Rusia și una în America de Sud, dar în Europa am avut de-a face cu singura închidere. E bine, noi începusem la vremea respectivă, vă spun doar atât în această seară, un proces cu CNA și cu statul român, un proces pe care l-am și câștigat, evident, în primele sale faze.
nici nu avea cum să se întâmple altfel, cerusem o sumă de despăgubiri, suma ajunsese la una din fazele procesului la 28 de milioane de euro, după ce așadar că CNA-ul v-a tocat deja din banii dumneavoastră de acasă aproximativ un sfert de miliard, iată acum urma statul român, până la urmă tot cetățenii statului, să plătească OTV ca despăgubiri 28 de milioane de euro din cauza unor funcționari care au oricum salarii de mii de euro, un funcționar despre care o să mai vorbim, o să le vedeți fotografiile, o să le vedeți proprietățile și sigur o să-i cunoaștem mai bine, așa cum v-am obișnuit în cadrul oricărui serial pe care noi îl începem. E bine, ca să nu deschid foarte, foarte multe paranteze, în momentul în care acest proces, deși pierdut de noi la Curtea Supremă, ca să recunoaștem, după ce câștigasem în faza inițială această sumă de 28 de milioane de euro, cei care conduc justiția din România, evident, știți și dumneavoastră bine cum o conduc și ingerința clasei politice în actul de justiție, reamintim că eram tot în anul 2004, în timpul aceluiași regim care ne închisese, la Curtea Supremă procesul nostru de până atunci a fost casat, a fost dat spre rejudecare, spre mirare mea, nici măcar n-am reușit să pierdem, fiindcă aveam mare nevoie pentru a ajunge la Strasburg, știți poate procedura, trebuie să pierzi în România. Și atunci, beneficiind sigur de faptul că sunt destul de cunoscut, fiindcă apar la televizor aproape în fiecare seară, am încercat să mă revolt, să vorbesc cu judecătorii respectivi, să-mi explice de ce măcar nu mi-au dat pierdut acel proces pentru a putea pleca a doua zi la Strasburg. Ei bine, am înțeles că asta era procedura pentru cei ca mine, pentru cei care luptă împotriva sistemului și pentru cei ca dumneavoastră, telespectatorii normali, să se rejudece procesul la infinit, astfel încât să nu poți ajunge niciodată la Strasburg. Pentru cei care aveți oricum șanse de 100% de a câștiga în străinătate, presupun că ați trecut prin acest lucru. Odată ajungi la Curtea Supremă, vi se casează toată situația de până atunci și o luați de la capăt. N-a mai fost nevoie, fiindcă la sigur, comunicarea veștii în plan internațional, o să vă povestesc câteva detalii despre acele momente în care eu eram surghiunit, ce oferte aveam și ce invitații din străinătate și sigur o să înțelegeți că nici la ei treaba nu este foarte, foarte clară, foarte, foarte bună din acest punct de vedere și presa lor este destul de coruptă și la ei, în multe țări civilizate, există o mafie în presă, dar iată, noi avem pe cea din România și trebuie să ne ocupăm de ea, să o stârpim măcar pe aceasta. O să vedeți ce mă rugau realizatori de televiziune americani, mă invitau în show-urile lor pentru a vorbi, sigur, despre această ciudățenie a planetei, despre o televiziune închisă în Europa, ce mă rugau să spun pe lângă acel demers al meu. Sigur că a fost o întreagă negociere în care, de asemenea, o să intrăm în amănuntele ei la vremea respectivă, în 2004, și spre sfârșitul anului, așa cum v-am spus, același Consiliu care anulase licența de funcționare a televiziunii OTV, a acordat încă o licență. Trebuie să înțelegeți și ce era în sufletele acelor oameni, acei oameni care odată fuseseră puși să voteze împotriva mea și încă o dată, 2 ani mai târziu, fuseseră puși să voteze în favoarea mea. Noi înțelegem aceste situații interumane și le-am tratat cu toată compasiunea de rigoare și cu toată înțelegerea. Nu e greu, într-adevăr, în unele momente, dar nu e nici ușor în alte momente să fii slujbaș la stat, să fii sub mâna cuiva, cineva să țină piciorul pe grumaz și tu să zici tot timpul da stăpâne, da stăpâne. Așadar, unii dintre membrii CNA au spus da stăpâne în 12 septembrie 2002, atunci când au trebuit să mă închidă și sigur, o să înțelegeți, n-au făcut-o chiar așa, pe degeaba și cam aceiași membri ai CNA-ului sau unii dintre ei s-au păstrat în 2004, au trebuit să spună din nou da stăpâne, îi dăm drumul din nou lui Diaconescu și așa s-a întâmplat. Numai că, imediat după aceea, sigur, având în vedere toate aceste relații destul de complicate între această instituție a cenzurii, această instituție totalitară și postul nostru de televiziune, unul dintre cele mai deschise posturi de televiziune din România, ei bine, relațiile s-au complicat, fiindcă niciodată ei nu s-au putut obișnui cu această idee ca OTV, cel pe care vă reamintesc, au vrut să-l blocheze încă de la înființare, încă din 2000 și vă pot da o mulțime de detalii pentru acele date. Au încercat să-l blocheze și au și reușit în 2002, ba chiar cu sprijinul multor confrați de-ai mei din presă, care s-au bucurat la vremea respectivă, dar care au dat naștere în felul ăsta, felicitând CNA-ul, au dat naștere unui monstru
nostru, care îi poate înghiți și pe ei când o să le fie lumea mai dragă. E bine, această instituție care în 2004 s-a văzut pusă în situația de a-și lăsa, să zicem așa, adversarul incomod să evolueze, n-a mai așteptat foarte mult, decât un an sau doi. Țineți minte, perioada de după 2004 a fost exact ca perioada dumneavoastră dintre 1990 și 1992. Țineți minte, securiștii, ce liniștiți erau, ce timizi, chiar anumite forțe de represiune ale statului român priveau un pământ când se întâlneau cu dumneavoastră. Numai că, după 1992-1993, când au văzut că dumneavoastră i-ați înțeles, i-ați iertat, i-ați tolerat, au ridicat din nou capul și poate, în multe cazuri, v-au făcut din nou rău. Cam așa se întâmplă și în domeniul nostru. Iată, dacă știți vorba aceea, pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. O să vă povestesc și sinuosul parcurs al unora dintre membrii CNA-ului. O să-i vedeți pe colegi de-ai mei, așa cum am spus, sau foștii angajați, consultându-se cu mine. Înainte de a intra în CNA, povestindu-mi ce s-a întâmplat odată ajuns și în CNA și povestindu-mi desigur ce s-a întâmplat după ce au plecat din CNA. O să vorbim despre toate aceste lucruri, dar acum, ca să înțelegeți mai bine fenomenul, am să vă fac un fel de clasament al televiziunilor, o să încerc să fac o paralelă cu lumea fotbalului și o să vedeți de ce devine periculos fenomenul OTV, devine periculos sigur pentru întreg sistemul și atunci sistemul acționează prin această, să spunem, instituția sa, o instituție ce-i drept votată de Parlament, o instituție care ce-i drept se ghidează după legea audiovizualului, o lege votată de Parlament, dar o lege pe care va trebui să o schimbăm sau va trebui să murim sau să renunțăm, desigur, să plecăm într-o altă țară. Revenim așadar după foarte scurtă pauză pentru a vă face și această formulă grafică la tablă, pentru a vă povesti exact de desubturile financiare ale întregii afaceri. Nu vă dați, evident că nici dumneavoastră nu puteți să credeți că e vorba aici doar de o aplicare a legii. Știți și dumneavoastră bine că legea se aplică în funcție de interesele financiare ale cuiva din România. De regulă, cei bogați își aplică propria lor lege împotriva noastră a celor săraci. O să revenim să vă povestesc și aceste detalii financiare și pe urmă, desigur, o să ne întoarcem la cele întâmplate în drumul taberei, ca să nu vă mai plictisesc foarte, foarte mult și o să continuăm să vă povestim despre cei 6 membri ai CNA-ului care susțin că sunt reprezentanții dumneavoastră, acelor 8.100.000 de telespectatori. Să gândim că dumneavoastră cei 8 milioane îi agreați în continuare. Nici nu știu în momentul acesta, înainte ca noi să-i facem cunoscuți, dacă dumneavoastră, telespectatorii, sau măcar o mică parte dintre dumneavoastră, telespectatorii noștri fideli, dragi și din ce în ce mai mulți, știți măcar cum îi cheamă pe acești oameni care susțin că vă apără interesele, dacă știți măcar cum îl cheamă pe un membru al CNA-ului, dar aminte pe toți 11 sau dar aminte pe cei 6 care au avut acest imbold de a vota împotriva intereselor dumneavoastră ale telespectatorilor, împotriva acestei emisiuni și sigur că o să mai discutăm despre faptul în care ei aruncă o întreagă stație de televiziune, OTV sau DDTV, în același bol al lor, al mafiosilor, să spun așa, în sensul în care ei vorbesc despre închiderea unei întregi stații, o stație care totuși nu le-a făcut lor nimic în întregimea ei. Sigur, e vorba doar de această emisiune și măcar să putem schimba legea sau și să poată schimba această lege audiovizualului, să schimbe o lege împotriva unei stații de televiziune cu o lege împotriva unui om sau unei emisiuni. Dacă vorbesc tot timpul despre această emisiune și sancționează chiar și relorile acestei emisiuni, nu înțeleg de ce nu interzic această emisiune sau relorile acestei emisiuni, nu înțeleg de ce vor să interzică întregul post. Nu înțeleg ce au cu celelalte emisiuni care se derulează în celelalte 18 ore de activitate ale postului OTV sau DDTV. Vom reveni așadar în câteva secunde la această situație fără precedent pentru România, cel puțin. O să aflați pentru prima oară detalii despre mafia presei din România, despre care nu s-a vorbit, din păcate, deloc până în această seară.